În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea Sfântă Trăime, îți jertfim calea Sfintei Cruci ca să cinstim și să lăudăm Maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Act de căință. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Vouă, care nu valorați nimic în ochii oamenilor, dar sunteți mari înaintea ochilor lui Dumnezeu, vă spun, curaj! Dumnezeu nu face diferență și nu clasifică persoanele. Nu se lasă măgulit de cei care știu să vorbească mai bine. Nu întotdeauna, în fața suspinelor pline de demnitate ale săracilor, dă întâietate cântului gregorian care răsună în biserici. Nu întotdeauna se lasă sedus de parfumul incensului, mai mult decât să-și dea seama de mirosul urât care se ridică din subsolurile istoriei. Ne rugăm, Doamne Iisuse, pentru toți osândiții istoriei, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua, Iisus ia crucea grea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Am așezat crucea în rama înțelepciunii umane și pe pânza sublimității cuvântului. Am pus-o cu cinste pe pereții casei noastre, dar nu ne-am implantat-o în inimă. Atârnă de gâtul nostru, dar nu și de alegerile noastre. Ne închinăm crucii și o incensăm în biserici, dar ne oprim la periferia logicii sale. Am izolat-o și cu toate considerațiile pe care le merită. Este un copac nobil care crește pe pajiști îngrădite. Ajută-ne, Doamne, să intrăm în logica crucii. O Iisuse, iartă-ne păcatele. Și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mine.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a treia. Iisus cade pentru prima oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În pustiul postului și al ispitei, până pe muntele Calvar, pacea parcurge toate străzile pline de povârnișuri ale postului mare. Și când sosește la serpentinele Calvarului, nu caută deviații comode, dar se urcă până unde se află crucea. Da, pacea înainte de a fi un punct de sosire, este un drum de parcurs. Ba mai mult, un drum în urcare. Asta înseamnă că are indicatoarele și ritmurile sale, încetinirile și accelerațiile sale, poate chiar și opririle sale. Doamne, fă din noi instrumente vii ale păcii Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și purea și vecii vecii. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Niciun limbaj uman nu a fost atât de pregnant ca cel al Mariei. Făcut din monosilabe, repezi, precum un da, sau din șoapte, scurte, precum un fiat, sau din încredere totală, precum un amen, sau din reflexii biblice cusute cu firul înțelepciunii antici, alimentată de tăceri fecunde. Maria, imaginea antiretoricii, nu pozează pentru nimeni, nici măcar pentru Dumnezeul său. Marie, Maica durerii, fă ca în daul nostru, spus lui Dumnezeu, să găsim dulceața renunțării. O Iisuse, iartă-ne păcatele. Iartă-i și tu începi toate sufletele, mai ales pe acelea care au Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a cincea. Iisus este ajutat de Simon din Cirene. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Dragostea pentru Hristos, care nu are marca totalității, este ambiguă. Part-time-ul nu este admisibil. Serviciul doar pentru câteva ore, în care pentru fiecare minut în plus cere majorări de salariu, ca un muncitor care cere să fie plătit pentru prestația suplimentară, miroase a trafic de marfă. În concret, a ne îndrăgosti de Iisus Hristos înseamnă a-L cunoaște în profunzime, a fi familiar cu El, a asimila gândirea Sa, a primi exigențele radicale ale Evangheliei, fără a pretinde reduceri. Ajută-ne, Doamne, să ne dăruim cu totul Ție, fără rezerve. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce!
Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iată-ne, Doamne, înaintea Ta. Am umblat atât că abia mai răsuflăm. Dar dacă ne simțim fără puteri, aceasta nu se datorează faptului că am parcurs un drum lung, dar, din păcate, deoarece foarte mulți pași i-am consumat pe cărările noastre și nu pe ale Tale. Am urmat căile strâmbe ale îndărătniciei noastre și nu indicațiile cuvântului Tău. Fața Ta, Doamne, o căutăm. Nu-Ți întoarce fața de la noi. Cuvântul Tău să ne lumineze pașii. O, Iisuse, iartă-ne păcatele. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea șaptea. Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Asta cu Iisus înseamnă a pune Evanghelia în centrul vieții noastre personale și comunitare. Înseamnă a ne lăsa molipsiți, fără de leac de speranța învierii. Înseamnă a înfrunta persecuțiile, durerea, până și moartea, știind că vor veni acele zile în care nu va mai fi nici jale, nici plânset, și toate lacrimile de pe fețele oamenilor vor fi șterse. Ne rugăm pentru cei persecutați, pentru cei în suferință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 8-a. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Curaj, frate care suferi! Nu te neliniști tu care, printr-un necaz neașteptat, îți vezi bunurile tale sechestrate, proiectele tale în bucăți, osteneala ta distrusă. Nu trage vâslele în barcă, tu care ești obosit să mai lupți și ai acumulat deziluzii la nesfârșit. Nu te descuraja, frate sărac, care nu intri în calculele nimănui, care nu ești crezut de lume și care ești constrâns ca în loc de pâine să înghiți bucăți de amărăciune. Curaj! Crucea ta, chiar dacă ar dura toată viața, este doar o amplasare provizorie. Ne rugăm pentru cei care plâng, pentru cei descurajați. O, Iisuse, iartă-ne păcatele. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Thank you.
tentațiunea noua, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Situația internațională, exterminările, spectacolele foametei, defilează prin fața ochilor noștri ca niște șiroaie care nu se mai termină. Și avem ispita să ne gândim că sunt situații fără ieșire. Conștiința noastră morală iese strivită din acest climat de durere. Este timpul teascului. Sufletul nostru se umflă din cauza neliniștilor. Mâhnirea ne cuprinde. Ajută-ne, Doamne, ca să nu ne pierdem niciodată speranța. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, a 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cine stă la masa Euharistiei, trebuie să-și depună îmbrăcămintea. Îmbrăcămintea profitului, a calculelor, a interesului personal, pentru a-și asuma nuditatea comuniunii. Îmbrăcămintea bogățiilor, a luxului, a risipei, a mentalității burgheze, pentru a se înveșmânta cu transparențele modestiei și ale simplității. Trebuie să abandonăm semnele puterii pentru a păstra puterea semnelor. Ajută-ne, Doamne, să ne despuiem de logica lumii, pentru a ne îmbrăca cu iubire. O, Iisuse, iartă-ne. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 11-a, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Într-o zi, când veți fi terminat să parcurgeți drumul anevoios al Calvarului și veți fi experimentat ca și Hristos agonia crucii, se va sfârșia de sus până jos vălul care înfășoară templul istoriei și, în sfârșit, veți ști că viața voastră nu a fost inutilă, că durerea voastră a alimentat economia harului, că martirul vostru nu a fost ceva absurd, dar a îngroșat fluviul mântuirii, ajungând până la cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că istoria noastră răstignită este impregnată de înviere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm.
de la amiază până la ora 3 după amiază. Iată malurile care delimitează fluviul lacrimilor umane. Iată canalele care comprimă în spații circumscrise toate suflările de moarte ale pământului. Iată limitele în care trebuie să consume toate agoniile fiilor oamenilor. De la amiază până la 3 după amiază. Numai atunci este permisă staționarea pe calvar. O permanență mai lungă va fi considerată abuzivă chiar și de Dumnezeu. Crucea mea, a ta, crucile noastre sunt provizorii. Ajută-ne, Doamne, să murim și noi din iubire pentru iubirea ta și astfel să trăim veșnic. O Iisuse, iartă-ne păcatele. Și dunce toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Este adevărat că fiecare creștin trebuie să-și accepte crucea sa, dar trebuie și să scoată cuiele și să dea jos de pe cruce pe toți aceia care atârnă de ea. Suntem chemați astăzi la o angajare istorică fără precedent. Să dezlegăm lanțurile nedreptății, să rupem legăturile care subjugă, să îi liberăm pe cei asupriți. Fii alături de noi, Doamne, și dă-ne curaj în lupta împotriva nedreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 14-a. Iisus este pus în mormânt. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Să ne împăcăm cu bucuria, învierea să învingă păcatul nostru, să sfărâme fricile noastre și să ne facă să vedem așa cum trebuie tristețile, bolile, nedreptățile, până și moartea. Să le vedem din perspectiva celei de-a treia zi. De aici, suferințele lumii nu vor mai fi clipe grele de agonie, dar dureri ale nașterii. Iar stigmatele lăsate de cuiele mâinilor noastre vor fi găuri prin care vom întrezări încă de pe acum luminile unei lumi noi. Ajută-ne, Doamne, să vedem dincolo de cruce bucuria, dincolo de moarte viața. O Iisuse, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm.
Se spune că oamenii sunt îngeri, dar numai cu o singură aripă. Pot să zboare numai dacă rămân îmbrățișați. Îți cer iertare, Doamne, și pentru aripile pe care nu le-am ajutat să se desfacă, pentru zborurile pe care nu am știut să le încurajez, pentru indiferența de care am dat dovadă când am lăsat pe fratele meu nefericit să se zvârcolească în curte cu aripa încălcită. El era destinat să zboare în înălțimile cerului. Vreau să trăiesc învierea Ta. Ajută-ne, Doamne, să înviem cu Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească prin Hristos Domnul nostru. Ne rugăm după intenția Sfântului Părinte Papa, adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară. Ascultă rugăciunea noastră. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, după ce am participat împreună la calea Sfintei Cruci, urmându-L pe Iisus, pe drumul suferinței, cu acest minunat cântec pe care l-a interpretat corul tinerilor, priviți Golgota, continuăm să-L privim pe Iisus, Cel care ne vorbește, Cel care ne iubește, Cel care ne mântuiește. Ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu vrednicie la celebrarea Sfintei Liturghii pe care o oferim pentru răposații Lazar, Anton, Lucia, Anton, Verona, Agneza, Elena și Ruxandra. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tată, am păcătuit, dar ca Fiul Puternicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, care celor drepți le dai răsplată, iar păcătoșilor iertare prin pocăință, ascultă cu milă rugăciunea pentru ca mărturisirea vinovăției noastre să ne dobândească iertarea păcatelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
voi face o alianță pentru popor ca să ridici țara. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul. În timpul bunăvoinței ți-am răspuns și în ziua mântuirii te-am ajutat. Te voi păzi și te voi face o alianță pentru popor, ca să ridici țara și să faci să ia în stăpânire moștenirile devastate. Vei spune celor captivi, ieșiți, și celor care sunt în întuneric, veniți afară. Vor paște pe lângă drumuri și pășunea lor va fi pe toate colinele golașe. Nu vor flămânzi și nu vor înseta. Nu-i va lovi dogoarea și nici soarele, pentru că cel care se îndură de ei îi călăuzește și îi conduce la izvoare de apă. Voi schimba toți munții mei în drumuri și căile mele vor fi înălțate. Iată-i, vin de departe. Iată-i, unii vin de la nord și de la vest, iar alții din țara Sinim. Strigați de bucurie cerurilor, bucură-te pământule și tresăltați de bucurie munților, pentru că Domnul îl mângâie pe poporul său și se îndură de sărmanii lui. Sion a zis, Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care l-a lăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Cuvântul Domnului. Îndurător este Domnul și plin de dragoste. Îndurător este Domnul și plin de dragoste. Domnul este îndurător și plin de dragoste. El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Domnul este bun față de toți, El își arată dragostea față de orice făptură. Domnul este fidel în toate cuvintele sale și sfânt în toate lucrările sale. Domnul îi sprijină pe toți cei care dau să cadă și îi ridică pe toți cei căzuți. Îndurător este Domnul și plin de dragoste. Drept este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care cheamă în adevăr. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Laudă-ți-e Hristoase, Regele Maririi Veșnice. Laudă-ți-e Hristoase, Regele Maririi Veșnice. Eu sunt învierea și viața, spune Domnul, oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Laudă-ți-e Hristoase, Regele Măririi Veșnice. Laudă-ți-e Hristoase, Celle Marie de Chinchon.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a răspuns iudeilor: Tatăl meu lucrează până acum, lucrez și eu. Pentru aceasta iudeii căutau și mai mult să-L ucidă, căci nu numai că distrugea sâmbăta, ci spunea că Dumnezeu era Tatăl Său, făcându-se egal cu Dumnezeu. Așadar Iisus a răspuns și le-a zis: Adevăr, adevăr vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine dacă nu-L vede pe Tatăl făcând, căci tot ce face El, face și Fiul la fel, pentru că Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată toate câte le face și va arăta lucruri și mai mari decât acestea, ca să vă mirați. După cum Tatăl învie morții și le dă viață, la fel și Fiul dă viață celor care vrea să le dea. De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul, așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Adevăr, adevăr, vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică și nu ajunge la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Adevăr, adevăr, vă spun că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi. Căci după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa i-a dat și Fiului să aibă viața în Sine și i-a dat puterea să facă judecata, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de acestea, pentru că vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși spre învierea vieții cei care au făcut binele, iar cei care au săvârșit nelegiuirea spre învierea judecății. Eu nu pot să fac nimic de la Mine. Judec după cum aud și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut voința Mea, ci voința Celui care M-a trimis. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus și Maria. Iubiți frați și surori în Hristos, cu 24 de ani în urmă am avut bucuria și onoarea, nu zic nici de cum meritul sau vrednicia, să fi fost paroh în Austria, în parohia Bad Deutsch-Altenburg, de acolo de unde vine, de unde a venit episcopul Anton Durcovici. Iată, ne înconjoară în această catedrală și mai ales în aceste zile ne însoțește cu rugăciunea sa, în aceste zile când noi ne pregătim pentru marele eveniment al declarării sale de fericit, al beatificării sale. Într-o zi a venit la mine, la parohie, un domn distins, care mi-a spus: Părinte, eu sunt directorul aerodromului de aici, din localitate. Era de fapt un mic aeroport, aerodrom cu câteva avioane mici, unde cei care voiau să ia licența de pilot făceau școală. Și mi-a spus: Părinte, noi, din veniturile pe care le-am avut în ultimii ani, am reușit să ne achiziționăm un alt
avion. Erau avioane mici, practic, care apoi trăgeau după ele și unele planoare. Și am vrea ca duminica viitoare, împreună cu comunitatea, să veniți să sfințim acest avion. Și spunea dânsul, dacă vreți, după ce facem sfințirea avionului, facem și o tură deasupra împrejurimilor și mai ales deasupra localității Bad Deutsch-Altenburg, pentru ca să vedeți cât de frumos este târgușorul nostru. Și mi-a spus el, e interesant că duminica, atunci când noi avem zboruri, văd câteodată cum credincioșii, fie mergând pe jos, fie cu mașinile, se îndreaptă spre un anumit loc. Nu e de fapt locul central al localității, ci undeva la margine, în apropiere de Dunăre, e biserica parohială din Bad Deutsch-Altenburg. Spunea dânsul, e interesant să vedem cum din pe toate străzile mașini și oameni pietoni se îndreaptă spre acest obiectiv, biserica. Iată, iubiți credincioși, noi, ca și oameni de credință, ne îndreptăm deseori spre Sfânta Biserică. Sigur că în orașe e o leacă ceva mai greu ca să se observe dintr-o vedere aeriană acest lucru, dar gândiți-vă la satele noastre, ce frumos s-ar vedea de sus, de la un zbor de joasă înălțime, cum credincioșii se îndreaptă spre biserică, pe toate ulițile. Noi ne îndreptăm spre biserică, ne îndreptăm spre Hristos și avem haine mai frumoase, poate haine de sărbătoare atunci când mergem la biserică, mai ales duminica, alții poate că vin cu hainele cu care au fost la servici, abia au ieșit de la locul de muncă și se grăbesc să ajungă la biserică și vin așa cum au fost, s-au îmbrăcat. Alții poate că vin la biserică cu aceeași haină de fiecare dată când nu au alta. Oricum, toți vin cu același gând să-L laude pe Dumnezeu. Dar când ne gândim la aspectul spiritual, cel sufletesc, unii vin la biserică fiind în starea Harului Sfințitor, alții sunt în starea de păcat. Să sperăm că cei mai mulți păcat venial, păcate ușoare, păcate mici, alții poate chiar încărcați de păcate grele. Unii vin și îi mulțumesc lui Dumnezeu că au reușit în baza eforturilor pe care le-au făcut ca să se debaraseze de un păcat sau de un viciu. Alții vin și spun Domnului, Doamne, am încercat, m-am străduit, dar n-am reușit. Și de aceea vin din nou ca să te rog, vin din nou ca să cer ajutorul tău, sprijinul tău, ca să mă ridic din starea aceasta, care cu siguranță nu-ți face plăcere. Alții vin la biserică pentru a-i cere lui Dumnezeu vindecare de o boală grea, alții apărare de dușmani și de rele, alții vin ca să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce au primit în viața lor. Oricum,
toți cei care vin la biserică, toți cei care sunt în biserică și participă la o celebrare liturgică, nu numai decât Sfânta Liturghie, poate să fie și o celebrare penitențială sau cum a fost calea Sfintei Cruci sau adorație, toți cei care vin formează o adunare. Sunt o adunare a credincioșilor, a oamenilor de credință. Credința ne-a adus aici și dragostea pe care o avem față de Domnul. Toți formăm un singur trup, trupul mistic al lui Hristos. Și venim aici pentru ca în numele lui Dumnezeu Tatăl, al Fiului și al Duhului Sfânt, să primim harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt. Să ne facem părtași de aceste minunate daruri pe care Dumnezeu le oferă credincioșilor Săi, acelor care vin să participe la Sfânta Liturghie. Și facem acest lucru după ce, însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci și fiind salutați de către celebrant, eventual spunem: stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Și spunem: Kyrie eleison, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, miluiește-ne. Și îl auzim pe preot care dă mica deslegare: să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Și facem lucrul acesta pentru ca să fim pregătiți să participăm la cele două părți importante ale Sfintei Liturghii. Și am auzit în săptămânile trecute, în ultimele predici, despre prima parte a Sfintei Liturghii, partea care se referă la lecturile care ne sunt propuse, textele sfinte care sunt proclamate la Sfânta Liturghie, care ne sunt hrană sufletească. E însuși Dumnezeu care ne vorbește. Scuzați că am făcut acest lucru, metodă școlărească, așa, o recapitulare, dar vreau ca în același timp să fie și o examinare de conștiință până acum, la partea aceasta primă la care noi participăm la Sfânta Liturghie, o examinare de conștiință și să ne întrebăm dacă nu cumva câteodată ne trezim din vagabondajul gândurilor noastre. Poate că ați observat că atunci, după prima lectură, când este psalmul responsorial, după ce preotul spune o dată, spunem cu toții, dar când trebuie să răspundem a doua oară, sunt mai puțini cei care răspund. De ce? Pentru că nu prea am fost atenți la versetul care s-a recitat sau s-a cântat. Sau la lecturi, mai spus asta, la lecturi, după prima lectură, spunem: mulțumim lui Dumnezeu, după Evanghelie spunem: laudă ție, Hristoase, și poate că ne întrebăm și suntem uimiți, dar de ce am spus mulțumesc lui Dumnezeu, la ce? Nu mai știm ce s-a citit. Dar nu vă speriați, vi se întâmplă, se întâmplă și altora și mi se întâmplă și mie, ca să mă trezesc câteodată că am ajuns la sfârșitul lecturii și nu știu despre ce a fost vorba. Dar avem un motiv în plus ca să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Și iată, am ajuns, după proclamarea lecturilor, am ajuns la un imn care se numește imnul Gloria. Acest
Imn este un imn de slavă, un imn de preamărire adus prea Sfintei Treimi. Este de origine greacă, un imn care s-a cântat mai întâi în limba greacă și s-a format ca și cântare prin secolul al III-lea. De fapt, ritualul întreg al Sfintei Liturghii s-a format treptat, treptat. Au fost primii creștini, sau mai bine zis, iudeii încreștinați, în secolul I, care au venit cu obiceiurile de la sinagogă. Era liturgia sinagogală care avea aceste două părți principale. Lecturile, se citeau diferite texte și apoi partea a doua era partea laudei, a preamăririi. Iată, din această liturgie sinagogală, creștinii au preluat aceste două lucruri și le-au adus în rugăciunile din adunările primilor creștini. Am spus că acest imn Gloria, mărire în cer lui Dumnezeu, este un imn de laudă adus prea Sfintei Treime. Și dacă noi am fost atenți sau eventual odată acasă am luat cartea, carticica în care avem textele Sfintei Liturghii și am analizat puțin acest imn, ne-am dat seama cât de minunat, cât de frumos este acest imn. În prima parte se aduce laudă lui Dumnezeu Tatăl, mărire în cerul lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te preamărim, te adorăm, te binecuvântăm pe tine, Dumnezeule Împărate Ceresc, Părinte Atotputernic, și îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Aceasta este prima parte de laudă adusă lui Dumnezeu Tatăl. În a doua parte se aduce laudă lui Iisus Hristos, Fiul. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui. Și aici este interesant, dacă noi am fi atenți de fiecare dată ce spunem sau ce se cântă, care iei asupra ta păcatele lumii și păcatele mele, ale noastre, miluiește-ne pe noi. Din nou, tu care iei asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Chiar dacă suntem păcătoși, tu, Doamne, îndură-te de noi și primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, încă o dată, miluiește-ne pe noi și laudă acest timp pe Iisus Hristos, pentru că tu ești Sfânt. Tu singur ești Sfânt, Tu singur ești Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase. Și se încheie acest imn minunat cu lauda adusă prea Sfintei Treimi, care împreună cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Este extraordinar de frumos acest imn. Și în primele veacuri, înainte de a intra în liturgia, în liturghie, acest imn era recitat de creștini ca o rugăciune de dimineață și de seară. Pentru că recitându-l și gândindu-ne la fiecare idee, noi de fapt îi aducem laudă lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a oferit și ne oferă. Și cerem iertare. Deseori când merg cu mașina, fie că sunt singur sau poate câteodată și cu însoțitorii,
cânt texte de la Sfânta Liturghie și de obicei le prefer pe cele în latinește, în limbă, în stil gregorian, fie crezul, fie gloria, pentru că este deosebit de semnificativ cu dorința aceasta ca Domnul să primească lauda, ca Domnul să fie preamărit și ca Domnul să se înture de noi. Imnul acesta, Gloria, este numit și Doxologia Mare. Doxa, nu ne gândim la ceasul faimos, Doxa, ci Doxa înseamnă slavă, glorie, preamărire. Iată, e o preamărire și e numită Doxologia cea Mare, spre deosebire de Doxologia Mică, aceea care este reprezentată de rugăciunea slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. În secolul al IV-lea, începând cu secolul al IV-lea, numai episcopii recitau acest imn la diferite liturghii de duminică în sărbători și liturghiile în cinstea martirilor, apoi încet încet spre secolul al XII-lea îl puteau recita și preoții și apoi după secolul al XII-lea a intrat în rugăciunea liturghiei din întreaga biserică. Iată ce spune introducerea generală la misalul roman, acesta din care noi celebrăm Sfânta Liturghie. Gloria este un imn foarte vechi și venerabil cu care biserica reunită în Duhul Sfânt îl preamărește pe Dumnezeu Tatăl și pe Miel prin rugăciunea sa. Textul acestui imn nu poate fi înlocuit cu altul. Se cântă sau se recită în duminici, în afara Adventului și a Postului Mare, în solemnități și în sărbători, precum și la unele celebrări mai solemne. Iată, e un imn de aducere de mulțumire, un imn care e o adevărată comoară, o veritabilă rugăciune euharistică, un explosiv cântec de laudă, de preamărire și de mulțumire adus lui Dumnezeu. Și mari muzicieni s-au întrecut ca să pună acest text, mărire în cer lui Dumnezeu, în piese minunate, misele pe care noi le auzim, mai ales în limba latină, au o rezonanță deosebită. Și să nu uităm că începutul acestui imn l-au cântat îngerii la Betleem. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Și să nu uităm că de fiecare dată când noi recităm sau cântăm acest imn, suntem în rezonanță cu îngerii și cu toți sfinții din ceruri, căci întreaga biserică îl laudă și îl preamărește pe Dumnezeu și aduce mulțumire lui Dumnezeu. Un prieten care merge în fiecare zi cu familia la biserică spune: eu merg la biserică pentru a-i cânta laudă lui Dumnezeu, pentru a-i aduce preamărire, glorie lui Dumnezeu. Și nu mă duc ca un cerșetor ca să-i cer ceva, pentru că sunt sigur că dacă eu mă duc cu intenția cea bună, cu intenția cea dreaptă și cu spirit de credință și cu dragoste față de Domnul, sunt sigur că El îmi va da tot ceea ce mie îmi trebuie, tot ceea ce El știe
că eu am nevoie. Iată, iubiți credincioși, cu aceste gânduri, participând la Sfânta Liturghie, de fiecare dată când auzim acest imn, să îl recităm sau să-l cântăm și noi, gândindu-ne la semnificația lui, la conținutul lui, atât de bogat, atât de frumos. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Fraților și surorilor, știind că avem nevoie de pâinea Cuvântului lui Dumnezeu și de pâinea euharistică pentru a trăi ca fii ai lui Dumnezeu și în unire frățească unii cu alții, să ne rugăm Tatălui din ceruri să trezească în sufletele tuturor oamenilor foamea după această pâine. Dumnezeule veșnic, care atât de mult ai iubit lumea, încât l-ai dat pe Fiul Tău unul născut, Cuvântul adevărului și pâinea vieții, luminează-i cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe toți păstorii bisericii Tale, ca ei să trăiască toată bogăția cuvântului pe care îl predică și a misterelor pe care le celebrează. Te rugăm, ascultă-ne! Alungă din sufletele celor ce dețin funcții de răspundere în societate orice sete de dominare, orice interes egoist și trezește-le dorința de a-i sluji cu dragoste pe semenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide inima celor bogați în daruri spirituale și în bunuri materiale, ca ei să le împartă bucuros cu cei lipsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Eliberează-ne de orice idolatrie a banului, a patimilor rele, a puterii și prin rugăciune și pocăință, apropie-ne tot mai mult de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde-n cei care s-au îndepărtat de casa Ta dorul după căldura și pacea ei și dă-le curajul întoarcerii. Te rugăm, ascultă-ne! Primește pe toți cei răposați la ospățul Tău ceresc. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule atotputernic, dă-ne o dorință tot mai aprinsă după cuvântul Tău cel Sfânt, ca să Te putem sluji cu bucurie și cu inimă curată, prin Hristos Domnul nostru. Hristos te cheamă, răscumpărătorul Tău, care va deveni pentru noi. Vrea să te elibereze din robia celui rău. Așteaptă ca să vii, recunoaște-ți toată vina, ca iertat de El să fii. Inima mi-ți stă deschisă, ca să intri, Doamne, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu,
Tatăl Atotputernicul, să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfinte sale biserici. Te rugăm, Doamne, ca puterea acestei jertfe să îndepărteze cu bunătate din ființa noastră tot ceea ce este vechi, să sporească în ea înnoirea vieții și harurile spre mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu. Pentru că prin poș și înfrânare, Tu ne ajuți să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, spunând fără încetare. Sfânt, Sfânt este Domnul, cerurile și pământul cântă slava Lui. Osana, Osana, Osana pentru cei de sus. Cel care vine în numele Domnului. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Pe tine așadar, prea mil Părinte atotputernic, te binecuvântăm prin Iisus Hristos, Fiul Tău, care vine în numele Tău. El este pentru oameni cuvântul mântuirii, mâna pe care o întinzi păcătoșilor, calea care ne conduce la pacea Ta. Noi ne-am îndepărtat de Tine, Doamne, din cauza păcatelor noastre, dar Tu ne-ai împăcat din nou cu Tine, pentru ca odată întorși la Tine să ne iubim unii pe alții prin Fiul Tău, pe care L-ai dat la moarte pentru noi. Celebrând acum împăcarea pe care ne-a adus-o Hristos, te rugăm să sfințești aceste daruri prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui poruncă o împlinim celebrând aceste taine. Căci El, când a sosit ceasul să-și dea viața pentru eliberarea noastră, pe când stătea la masă, a luat pâinea în mâinile sale și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, în seara aceea a luat în mâinile sale potirul binecuvântării și, preamărind îndurarea ta, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Thank you.
Misterul credinței. Celebrând așadar amintirea morții și învierii Fiului Tău, care ne-a lăsat această chezășie a iubirii sale, îți oferim această jertfă a împăcării desăvârșite, pe care ai pus-o Tu însuți în mâinile noastre. Te rugăm, Părinte Sfânt, să ne primești și pe noi împreună cu jertfa Fiului Tău și la acest sfânt ospăț să binevoiești a ne dărui Duhul Său, care să înlăture tot ceea ce ar putea să ne înstrăineze pe unii de alții. El să facă din biserica Ta un semn al unității și un instrument al păcii Tale între oameni și să ne păstreze în unire cu Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii și cu întregul Tău popor. După cum ne-ai adunat acum la masa Fiului Tău, tot astfel strânge-ne împreună cu glorioasa Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții Tăi apostoli și cu toți sfinții, cu frații noștri și cu toți oamenii de orice neam și de orice limbă, care au murit în pietate cu Tine, la uspățul unității veșnice, în cerurile cele noi și în pământul cel nou, unde strălucește pacea netulburată, în Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Mâna lui la ușa ta, n-ar
Să ne rugăm. Primind darurile tale cerește, rugăm, Doamne, nu îngădui să se întoarcă spre o sândă ceea ce Tu ai orânduit să le fie credincioșilor Tăi spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrămuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Doamne Dumnezeule, ocrotitorul celor care speră în Tine, binecuvintează poporul Tău, mântuiește-l, ocrotește-l și călăuzește-l, pentru că ai eliberat de păcate și ferit de dușmani, să rămână mereu statornic în iubirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim lui Dumnezeu! Fraților și surorilor, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Lazar, Anton, Lucia, Anton, Verona, Agneza, Elena și Ruxandra, pentru că eliberați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus și ai învins prin ea dușmanul pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic,
prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voiește vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, conduind veșnica lumină, să te slăvească Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște-n pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine, fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-Te de ei. Hristoase, îndură-Te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm! Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i deslegi de legăturile morții pe frații noștri răposați Lazar, Anton, Lucia, Anton, Verona, Agneza, Elena și Ruxandra, și să-i primești pe toți în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. O Iisuse, în chinuri grele, pe o cruce răstignit, ale simțurilor
nevii.